Salutare, dragii mei minioni, eu sunt Mionplay și bine v-am regăsit cu un nou episod de Rust România. Și uite cum vine frame drop-ul, mulțumesc. Hai că și-a revenit. Tot e un pic de dar de la ce întreba e frame drop-ul? Opa, cineva raidează aici pe cineva. Hai să vedem dacă îl putem omorâ. Și voi ați văzut explozia, corect? Ce praf sunt, sunt praf. Oh, doamne. Nici nu l-am văzut, nici nu l-am auzit. Ce porcărie. Deci, oameni buni, în concluzie, când ești răcit. Ce drăguț a fost aia. Când ești răcit, nu prea mai... Opa. Oh, doamne. Deci, în sfârșit, am scăpat. Așa, nu pot să zic și aici o introducere ceva frumos. Păi cum, nu se, nu mă lasă oamenii. În fine, înainte de a continua, aș aprecia dacă ați apăsat butonul de like, deoarece mă încuraja să continui, chiar dacă sunt răcit sau nu. Trebuie să strângem like-uri. De cum, nu că fac eu bani de pe like-uri, doamne ferește, nu pot să faci bani de pe like-uri. Cum mai zicea unele persoane, aparent pot să faci bani de pe like-uri. Zic unele persoane. Să-mi arată și mie cum se fac banii de pe like-uri. Dacă un like este egal cu 30 de cenți, hai nu, 50 de cenți, aș fi milionar, oameni buni. Milionar, opa, uite, naked. Nu-i frumos ce fac, dar trebuie să fie făcut de cineva. Hai să vedem ce kit-uri are serverul. Kit, girl. Doamne, trebuie să văd kit-ul ăsta, kit, girl. What? O, doamne, așa o să mă plimb, așa mă plimb. Ce kit-uri mai sunt? Kit, defense, boom, ammo, boom, l-am luat deja, deci trebuie să așteptăm un pic. Kit, kit, kit. Nu, atât. Kit-ul ăsta vreau. Eram curios ce este. O, doamne, ce fashion sunt. Oamenii ar trebui să-mi sună fetița fashion. Ar fi atât de drăguț. Și până una alta m-am uitat eu pe straupul. Rezultatele la straupul până în momentul de față sunt cam ciudățele. Pe primul loc e CSGO competitiv. Pe al doilea al... stai un pic că nu trebuie să-mi aduc aminte. Pe locul 2 așa. Pe locul 2 este împărțit de două serii Minecraft SMP. Nu am găsit niciun SMP bun. Dacă aveți voi vreo recomandare, e ok. Și Arma 3. După vine Daisy-ul și după vine Minecraft-ul cu diverse moduri. Ah. Opa. Da, bine că am strică, idiotul. Deci cam astea sunt rezultatele până în momentul de față. Nu știu ce să zic. Minecraft SMP. Opa. Just kill me already. No, don't kill me. Corneliuc, ne-a omorât Corneliuc. Mamă, Cornele. Cornele, ce-ai făcut, mă, nene, mă? Ne-a omorât așa. Nu-i frumos, Cornele. Ah, doamne. Opa, uite o tip. Nu, 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 nu. Și nu este cel mai eficient lucru să tragi la întâmplare, aparent. Hai să spunem și niște nume, că tot n-am mai spus de ceva vreme. Trebuie să găsesc numele acum. Ah, ok. Până găsesc eu numele, nu mai jucăm. Nimic aici, nimic acolo. Două secunde, oameni buni, nu vă panicați, nu vă ambalați. Wow, dar strângem atât de mulți abonați și sunt atât de fericit și vreau să vă mulțumesc din tot sufletul meu. Doar ce în jur de 10 zile... Nu, pe zi strângem în jur de 8 abonați. Ce faci acolo? Raidai? Așa faci. Strângem în jur de 8-10 abonați, depinde de cum ne descurcăm. Are vreo armă ceva? Nu, n-are nimic. Deci pentru mine este nemaipomenit de mult și
Vă mulțumesc. Și like-urile sunt multe și vizualizările la fel. Nu pot să vă zic cât de fericit sunt, dar acum poate unii o să-mi repostați ceva de genul. What the fuck, nu strânge așa multe, așa multe like-uri la vizualizări, asta la vizualizări, auzi, la videouri. Și nici vizualizări prea multe. Alții de abonații tăi strâng mai mult. Omule, partea tristă vine atunci când încep să te compari cu altcineva. Chiar dacă are la fel de mulți abonați ca tine, mai puțin, mai mulți, egal, nu trebuie să te compari, că aici e partea rea. Tu devii trist că te compari cu altul. Și mama îmi spune asta. Și îmi spune de obicei dacă mai mă compar cu cineva. De fapt, da. Ah, tot n-am fixuit chestia asta. Luat-o din fornăsuri, trebuie să urci până la etaj. Nimic, nimic, nimic. Nu știu de ce am făcut asta, dar a fost ok. Nu mai e nimeni, pe bune. Trebuie să iau kit boom cât de curând. Hai tău găină, poate nimerească. Am nimerit găina. Nu e să cred. Ok, aia a fost o explozie destul de mare. Dar hai să spunem numele. Domnul Nicu Mleco, firar să fie tot uit numele, știu că e Șerban sau Ștefan. Sunt atât de asemănătoare numele. Și enervant. Ana, Queens, Marius, King, Terra, Diamond, Azi. Voi oricum știți că sunteți prezenți în fiecare videoclip, Azi și Diamond. Vă spun numele aproape în fiecare episod, deoarece voi ați fost de la început și ați fost și de pe canalul celălalt, de pe canalul meu vechi. Deci voi într-un fel sunteți membri de onoare aici. Ceea ce e super. Îmi pare rău când mă pușez, dar nu, chiar nu pot. Sunt răcit copză. Și o muscă aici. Mamă. Oh, doamne. E clar, vine vara. Dacă vezi muște, e clar că vine vara. Oh, ce-aș fi sărit. Mai bine tăceam. De ce am sărit? Hai că totuși e un server mod, dar hai să încercăm să ne urcăm pe chestia asta. Știți că nu mai chinuiam noi pe alte servere. Partea asta e ușoară. Și asta la fel. Și asta era la fel de ușoară, dar bine că-s eu bolovan. Pac, 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 repede frumos, mai dă o seringă. Hai, ușor. Ai, că nu mă dat așa mult aici. Încă o dată, hai. Trebuie să iasă. Trebuie. Poate fără o armă e mai ușor. Oh. Oh. Nu, 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 nu. Ah. Atât de aproape. Și am realizat că n-am luat din medkit-urile alea absolut nimic. Hai. Nu. Nu, nu mai încerc. Îmi dau kill direct. Trebuie să găsim persoane, trebuie acțiune. Trebuie forță. Și deja aud acțiune și a murit. Nici bine nu mă spomnesc că trage cineva în mine. Bravo. Nu măcar îi las să se spawneze, nu-i omor direct. Sunt mai drăguți. Da, sunt ca ei într-un fel. Dar mai drăguți. Așa. O. Trebuie să iau un șervețel. Ah. Cineva pe unde i-a luat chestiile? Chestiile default. De ce i-a luat chestiile default unui tip? Like really. Nu se merită pe unde. Mai dăm un kill, că n-are sens din nimic bun pe aici. Când găsim și noi un pic de acțiune, persoane, atunci e ceva.
Cred că aici o să-mi spawnez într-un loc cu acțiune dacă nu mor cumva. Oh, și n-am murit. Perfect. Ce drăguț din partea lor că nu m-am omorât încă. Dar dăm o dată jos. Nu mai mă lăsa să agonisesc aici. Cu speranța că o să mai trezesc. Poate mă trezesc. Hai să vedem, mă trezesc. Ah, nu m-am trezit. Bine. Măcar am sperat. Dar cred că putem să luăm kit-ul, boom. Acum. Ok. Baza aia putem să raidăm. Nu, e deja raidată. Pac. Hai să vedem. Și e vreo bază de raidat. Uite, e o gaură în ea. Nu e baza aia de la început? Nu, baza de la început. Ok, aici a fost o bătălie. Corpul ăla e destul de recent. Era, cred că ăla e un sleeper. Cred. A, trag prea sus. Băcărie. O, doamne, trag prea sus că mi se mișcă ținta. Eu încerc să dau headshot, dar nu-mi iese. Fuuu. Porcărie. Mai tipul ăla? A, n-a tras de pe partea aia. A tras din spate. O, doamne, headshot. Bine ar să fie, mi-a dat bine, n-am ce să zic, a dat foarte bine tipul. GG pentru el. Opa. Ne-a spanat într-o zonă în care sunt mulți naked. Pasa asta cred că nu era dată. Asta e doar o fundație. Nu era doar o fundație. Ei. Tipul ăla e jos. Stai că mai trage de cineva de undeva. Mamă, stai că sunt sau aliane buni. S-au aliat împotriva mea. Ce oameni. Opa, bază de raidat. Și e raidată. Toate bazele sunt celor. Opa. Să bag cu silinci, hai repede cu shot, dar nu fac. Unde-i tip, unde-i tip? Ah, stai că nu era doar ăla. Nu cred că era doar tipul ăla. 50 cent, m-am omorât 50 cent. Doar caut o bază să raidez, oameni buni. Nu mai trageți, sunt friendly. Cât de cât. As friendly. Asta contează, nu? Intenția. Corect. Corect. Opa, baza asta poate nu era raidată. Și ghiciți ce, nu era raidată, kid, boom. 156 de secunde. Pe bune. Are you kidding me? 2 minute, adică? Și un pic. Să iau cover în văzuța asta micuță. Să și mă abțin ca să nu stric filmarea. Ok. Oh, man.
cine a fost aici, ia mă celebrit efectiv pe oamenii ăștia. Sau s-au omorât între ei și a venit. Ok, nu suna bine. Am găsit și o bază și nu vreau să mor. Vă rog. Doar vă rog. Vreau să raide și o bază. Puteți să ne într-un tufiș până în alta? Până poți iau kit-ul? Kit bun. Firar. Mi s-a bubuit toată statura. Kit bun. Dacă mi-a luat kit-ul, fac spume. Dar nu cred că mi l-a luat. Oh, nu mi l-a luat. Trebuie să mai aștept 86 de secunde. Doamne, mulțumesc. Fuu, dacă mi-l lua, făceam spume. Și baza să-i raidată. Până, nu poți să găsești o bază care nu-i raidată pe serverul ăsta. Doar aia era și era una la 1000. Ăla era noroc pur, oameni buni. Noroc pur. Opa, nu, e doar o fundație. Am mai fost pe aici. Am impresia că de asta o să dăm kill. Că am mai fost pe aici. Cred că de asta sunt așa multe corpuri pe plajă. Oamenii vor să le ia, să facă rost de mai multe gloanțe și alea siringi, așa. Și le ia pur și simplu. Le ia de la persoană, chestia. Ia. Oh, Doamne, ce ciudat e să vorbești cu un fundat. Nu e ok. Nu e ok. Baza cred că nu era dată. Sper. Cred că nu era dată. Oameni buni. E o bază neraidată. Mamă, stați un pic. Că nu trebuie să ne bucurăm așa direct. Hai să ne ducem un pic drăguț. Ușor. Dacă nu erai dată, dăm jackpot-ul, tăticuț. Luăm chestiile de la început, da, dăm jackpot-ul. Chiar dacă e un server în care primești atâtea arme, dar dăm jackpot-ul. Asta contează. Astea două laturi sunt bine. Mai sunt două. Asta și are ușa deschisă. Hai să ne prefacem și să zicem că am raidat baza asta. Ce ziceți? Ne prefacem că am raidat-o și a noastră acum? Chiar dacă are o gaură. Nu trebuie să raidem o bază. Nu. Kid. Firar. Kid. Nu mă interesează. Chiar nu mă interesează. S-a bucuit. Ok. Hai să spunem că am raidat o bază. E așa? Hai să spunem doar. Ce să fie. Să tragem după tipul ăla, la chimie. Dar gândiți-vă ce-i în mintea lui. L-am nimerit. Nu mi-e să cred, l-am nimerit, actually. L-am omorât cu racheta. Ce? Opa. Se că-i dau snipe. Dăm snipe? Lasă-mă să-i dau snipe, nu mă omor încă. Dacă mă omorți, o fac cu mâna mea. Bine, sper că v-a plăcut acest episod. Nu uitați să apăsați pe like și pe curent.